runda a cincea din Liga 3 la fotbal a adus 3 victorii pentru cele 4 echipe din Timiș din seria a 4-a. Doar Lugojul s-a ales fără puncte deoarece a pierdut acasă derbiul județean cu Ghiroda, scrie timișplus.ro. Totuși, lugojenii au rezistat, deși au pierdut cu 2-0. Abia în minutul 82, Ghiroda a deschis scorul prin Marco Giuricic, iar ultimul gol l-a marcat în minutul 90 Alexandru Barani. Cu 2-0 a câștigat și Dumbrăvița acasă cu Deva. Raul Briciu a deschis scorul în minutul 19, iar diferența a crescut chiar înainte de pauză, după un penalti transformat de Mădălin Stancu. Surpriza a produs-o însă Giarmata, care a câștigat cu 2-1 acasă cu Reșița. Mircea Stupu a deschis scorul în minutul 4, dar Dragoș Săulescu a egalat în minutul 11. Marius Călin a marcat golul victoriei în minutul 78.